Învățământul în vremea pandemiei s-a dovedit o reală provocare pentru elevi, părinți și profesori. Cadrele didactice au încercat să se adapteze situației cu foarte multă trudă. Consiliul Științific al Liceului Teoretic Național, înființat în 2018, a dezbătut actualele condiții în care se desfășoară procesul educațional. Ne întrunim în condiții speciale, care, zic eu, poate se vor sfârși. Într-adevăr, se muncește extrem de mult pentru a realiza o lecție online, însă satisfacțiile sunt deosebite. Ceea ce sunt sigură este faptul că după terminarea acestei perioade mai complicate pentru toți elevii, profesori și societatea în general, toate lucrurile nu se vor mai întoarce în matca veche, ci pretențiile vor fi și pentru noi din ce în ce mai mari. Generațiile sunt dispuse să învețe, indiferent de vârstă. Schimbările vin cu bune și cu rele, atrage atenția profesor universitar dr. Dorin Sarafoleanu. N-am prea fost obișnuiți până acum să comunicăm așa, ci față în față, și parametrii relațiilor interumane, bineînțeles că iau o altă turnură. Cu toate avantajele online-ului și învățământului la distanță, unde dumneavoastră înțeleg că sunteți performanți, învățământul online are și avantaje și dezavantaje. Dezavantajul este că se anulează comunicarea față în față, comunicarea directă. Potrivit profesorului universitar dr. Dorin Sarafoleanu, după cursurile online, copiii trebuie să aibă o altă preocupare pentru a nu crea omul electronic mai târziu. Omul post-COVID va avea o altă alură, subliniază Dorin Sarafoleanu, și depinde de noi toți pentru a avea o generație mai bună. Prin participarea la activitatea acestui organism consultativ, reprezentanți de seama ai societății românești au dorit să dea un semnal asupra modului în care intelectualii din România se pot implica în procesul de modernizare a învățământului preuniversitar românesc.